Consilierii USL și cei ai PPDD de la Fărcășești au venit la ședința de constituire a Consiliului Local puși pe scandal și au adus și susținători pentru a fi siguri că vor reuși să ofere un spectacol de zile mari, care nu este demn pentru niște aleși locali. Pentru a evita un scandal de proporții, consilierii PDL au decis să nu participe la această ședință. Liviu Diaconescu, directorul Serviciului de Legalitate din cadrul Prefecturii Gorj, a fost cel care a decis că nu se poate ține ședința și orice explicație acestuia a fost deprisos în raport cu ieșirile nervoase ale consilierilor care au așteptat cu nerăbdare să depună jurământ. Din punct de vedere că nu sunt în etapele constituite, așa că nu sunt decât 8 din 13 și nu reprezintă 2/3, se constată că nu se poate constitui legal Consiliul, drept pentru care se va convoca o nouă ședință de comun acord cu consilierii prezenți vineri ora 12. Da. Pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Normal ar trebui să se pui rău de vicele, chiar dacă e. Păi, păi pentru ce i-a votat lumea? E o procedură mai... Să se pune sau nu să se pune? Dar pentru ce i-a votat lumea? Pentru ce i-a votat lumea dumneavoastră? Partea jo de populație. Spectacolul în care actorii principali au fost consilierii USL și cei ai PPDD a continuat până la ieșirea din primărie și după ce și-au terminat numărul, au plecat acasă. În fiecare să putem fi acela. Nu avem teamă cu tine, ești primar. Să stai cu mine. Instituția primăriei a fost transformată de aceștia mai degrabă într-un maidan, unde și-au strigat nemulțumirile personale în fața primarului, nici de cum pe cele ale comunității. Primarul Dănuț Bălu susține că prin absența consilierilor Partidului Democrat Liberal de la ședință s-a evitat un scandal de proporții, iar data viitoare, când va fi ședința de constituire a Consiliului Local, va solicita sprijinul poliției. Ședința de constituire a Consiliului Local nu s-a putut ține întrucât nu s-a întrunit forumul necesar acesteia, datorită și presiunilor susținătorilor unor consilieri locali, deși nu sunt convinși că s-a încheiat campania electorală, s-a ales primar, nu se împacă cu gândul că au pierdut aceste alegeri locale. Acești susținători care au fost prezenți nu este caracteristica cetățenilor comunei Fărcășești, sunt în comuna Fărcășești, sunt oameni deosebiți, orice pădure are uscăturile lor. Probabil și aici la noi, sper ca data viitoare să aducem și poliția, să putem să se desfășoare ședința de constituire a Consiliului Local. Ședința a fost amânată pentru vineri.